Trei oameni au ajuns în stare gravă la spital în urma unui carambol care a avut loc noaptea trecută în comuna argeșană Pârvu Roșu. Patru mașini au fost implicate în accident. Totul s-a întâmplat după ce o șoferiță în vârstă de 30 de ani nu a păstrat distanța față de mașina din față și a intrat în ea. Autoturismul a fost proiectat într-o mașină parcată, iar vehiculul celei care a produs accidentul a ricoșat pe contrasens. Doi soți și fiul lor în vârstă de 16 ani, care se aflau în mașina care venea din sens opus, au fost transportați la spital de echipajele SMURD. Toți șoferii au fost testați, dar niciunul nu consumase alcool. Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.